Fenomenul tăierilor ilegale de masă lemnoasă i-a determinat pe senator să adopte o ordonanță de guvern prin care sunt înființate gărzile forestiere. În cadrul acestora vor lucra la nivel național 620 de angajați care se vor ocupa de combaterea tăierilor ilegale din păduri. Activitatea poliției pădurilor va fi însă una complexă. Potrivit ordonanței, gărzile forestiere sunt instituții publice cu personalitate juridică aflată în subordinea autorităților publice centrale care răspund de civicultură. Gărzile vor avea ca atribuții monitorizarea, implementarea și controlul aplicării regimului silvic. Suprafața Fondului Forestier Național este de 6.545.000 de hectare, la care se adaugă aproximativ 300.000 de hectare vegetație forestieră de pe terenurile din afara Fondului Forestier Național. Potrivit guvernului, pierderea produsă anual bugetului național este estimată la aproximativ 250 de milioane de euro, iar cantitatea de masă lemnoasă recoltată în mod ilegal pune în pericol siguranța publică. Proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței privind înființarea gărzilor forestiere a fost adoptat de Senat în calitate de primă cameră legislativă sesizată cu 70 de voturi pentru, un vot împotrivă și 3 abțineri.